Breaking news la Antena 3. Meteorologii au emis, doamnelor și domnilor, cod portocaliu de ploi abundente pentru capitală. Ei bine, la această oră România este împărțită între caniculă și aceste avertizări de vreme severă. Sunt așteptate furtuni în peste 10 județe din țară și stăm de vorbă în aceste momente cu directorul ANM, doamna Elena Mateescu, în legătură telefonică directă. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, doamna Mateescu. Haideți să începem cu ceea ce va urma în capitală, așadar cod portocaliu de vreme severă timp de o oră de acum înainte. Într-adevăr, până la ora 16:55 vorbim de o avertizare meteorologică de tip naucasin de cod portocaliu pentru zona capitalei, unde intensificările de vânt vor fi caracterizate prin depășiri la rafală de 70-90 de km pe oră, vijelie puternică și averse torențiale care vor acumula peste 25 de litri pe metru pătrat. Nu în ultimul rând, și în Ilfov vorbim de același ecart al valorilor de viteze ale vântului la rafală, 70-90 de km pe oră, și cantități de apă care pot depăși de asemenea 25 de litri pe metru pătrat. Avertizarea pentru județul Ilfov fiind prelungită de altfel și fiind a doua, și aceasta de a doua fiind valabilă în intervalul 16 până la 17:30. De altfel, până în această seară, la ora 22, după cum știm, va fi în vigoare și rămâne atenționarea meteorologică de cod galben ce vizează zona Munteniei, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei, acolo unde instabilitatea atmosferică va putea fi temporar accentuată și va fi caracterizată de perioade în care aversele pot fi torențiale, intensificările vântului vor fi între 65-70 de km pe oră, vorbim deci de vijelii, și nu în ultimul rând cantități de apă care pot depăși 25-35 de litri pe metru pătrat. Vă întrerup o secundă, pentru că tocmai aici au fost emise și avertizările RO Alert, care anunță vijelia puternică din capitală, descărcările electrice despre care ne vorbeați și dumneavoastră și aversele torențiale ce vor cumula local 25 de litri pe metru pătrat. Până la ora 16:55 de minute această avertizare, așadar de cod portocaliu valabilă pentru București. Le spuneam telespectatorilor și de altfel ați vorbit și dumneavoastră despre ce se va întâmpla până în această seară la ora 22. Doamna Mateescu, câte județe în acest moment sunt vizate și unde ar mai putea apărea în orele următoare astfel de furtuni, astfel de episoade severe? Cu siguranță vorbim de partea de sud-est a țării, așa cum menționam, zona Munteniei, partea continentală a Dobrogei și județele din sudul Moldovei, inclusiv în capitală și județul Ilfov. Vorbim de aceste avertizări meteorologice de vreme severă imediată de timp naucasin și nu excludem să mai emitem în această după-amiază astfel de mesaje, pentru că vorbim în același timp de o vreme deosebit de călduroasă. Am avut valori de temperaturi care s-au apropiat de pragul unei zile de caniculă, 35 de grade Celsius în această parte a țării, care, asociate cu un grad mare de umezeală în atmosferă, determină și temperaturi simțite de peste 38-39 de grade și iată și manifestări de vreme severă imediată pe parcursul după amiezelor și în prima parte a nopții. Cum arată, doamna Mateescu, prognoza începând de mâine și toată lumea se întreabă când va fi atins și la noi în țară acel vârf al caniculei despre care vorbim deja de câteva zile și care va lovi și România, în special, spuneați, începând de luni? În special, spuneam, începând mai precis de miercuri, pentru că mâine și luni, mâine ne vom mai apropia de pragul unei zile de caniculă, 33-34 de grade în partea de sus și sud-est a țării, luni o ușoară răcorire, 31 de grade, marți, miercuri, temperaturi deja în creștere, astfel încât joi și vineri să înregistrăm într-adevăr vârful valului de căldură care va aborda și zona țării noastre și să depășim valori de 37-38 de grade la umbră, iar temperaturile resimțite să fie peste 40 de grade. Se știe sau putem estima cât va dura această perioadă cu temperaturi foarte ridicate? Cel puțin a doua parte a lunii iulie va fi caracterizată, așa cum arată și actualizarea estimărilor de vineri. Arată un semnal pentru valori de temperaturi mai mari decât în mod obișnuit pentru ambele săptămâni și cantități de precipitații deficitare în medie, iar acest val intens de caniculă cu siguranță va fi de interes până la sfârșitul săptămânii viitoare și mergem din aproape în aproape și vom vedea și vom actualiza informații.
zile. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la știri, doamnelor, domnilor. A fost Elena Mateescu, directorul ANM, așadar cort portocaliu în acest moment de vreme severă pentru București și județul Ilfov este vizat de același cort portocaliu. O avertizare ce a fost emisă în urmă cu aproximativ o oră, o jumătate de oră, dar a fost prelungită și pentru județul Ilfov. Așadar, vijelii puternice, descărcări electrice, grindină, averse torențiale ce vor cumula local 25 de litri pe metru pătrat, iar avertizarea de cod portocaliu ce vizează strict capitala este valabilă până la ora 16:55. Au fost emise și mesaje ro-alert, ați văzut, pentru cei care locuiesc în București. O să urmărim atent pe parcursul jurnalului ce se întâmplă cu vremea în capitală. Mergem mai departe acum cu alte imagini și informații ale momentului, pentru că ministrul